Bună ziua! Bine ne vedem la Comunica de matematică, clasa 8, deci prima pentru acasă copilul, da? Da, da. Clasa 8. Algebra. Algebra. Facem un... Este micul mai tipărat, de 7 steme. Să vedem. Calculați partea fracțională a numerelor A și B, unde? Calculați. Partea fracțională, fracționarea lui A, respectiva lui B. Da? Unde A e egal cu? Unde? A e egal cu? 1 plus. 1 supra 1 ori 4. 1 ori 4. Plus 1 supra 1 ori 7. 4 ori 7. 4 ori 7. Plus 1 supra 7 ori 9. 4 ori 9. Plus și așa mai departe. Plus 1 supra 97 ori 100. 97 ori 100. Și B egal cu? Da. 1 supra 1 ori 5. 1 supra 1 ori 5. Plus 1 supra 5 ori 9. 5 ori 9. Plus 1 supra 9 ori 13. 9 ori 13. Plus, ce mai departe, plus 1 supra 97 ori 101. 101. Mă gândesc că s-ar putea să fie o... acolo la 7-9. Să-l luăm pe anul, zici. A, să-l încercăm să-l calculăm pe anul. Deci am mare, egal cu 1 plus. Vedeți că toate sunt 3, 3, dar acolo 7 ori 9 e 2. Păi e greșeală. E greșeală, sigur, că da. M-am dat și la B și 9 ori 3, adică... Aici se păstrează peste tot. Da. De 3, 3, da. Dar începe în loc de 9, 10. 10, sigur. Știu eu greșeala. Da, da, da. Deci o primă observație e asta. Observăm că 1, 4, e 4 minus 1, 7 minus 4, deci amplificăm cu 4 minus 1, cu... Nu, pe 1 îl putem scrie. Da, pe 1 putem scrie ca 4... Nu. Da. O face. Atunci, diferența de 3, mi se ce bine ar fi scris un 3 aici. Păi, amplificăm cu 3. Deci, mulțim și împărțim cu 3. Da. Ca să nu greșim. Da. Deci, punem 3 sus, ca punem și jos 3, da? Și ăla de jos îl scoatem în față, ca 1 pe 3. Scoatem 1 pe 3 în față, comun la un calculator. Da. Deci, zicem, 1 pe 3. 1 l-am lăsat în afară, deci, da? 1 l-am lăsat, da, încă. 1 pe 3 pe lângă. 4 din... Nu, nu, să vadă 4 grani. 3 supra 1, 4. Lăsăm. Deci, cât scrie 1, 4, plus 3 supra, minunat, da? Da, da. 4, 7, plus 3 supra, 7, 10, plus pe unde 4, plus cum se punte, 3 supra, 96, 96. Deci am înmulțit, practic, fiecare fracție cu 3 și am împărțit-o cu 3. Deci, da, egal, egalul se justifică. Rămâne A unde schimba, da? Prin mișcarea asta. N-am înmulțit A lui membrii cu 3. Ci pe fiecare fracție cu 3 și am împărțit-o cu 3. Practic, am împărțit-o. Deci, A 1 pe 3 da. Este față. Bun. Egal mai departe cu 1 plus. 1 pe 3. 1 pe 3. Pe lângă. 4 minus 1. În loc de 3 de aici punem 4 minus 1, exact cum spui tu. 4 minus 1 supra 1 ori 4 da. Plus 4 minus 7 plus 7 minus 4 supra 4 ori 7 plus 3 plus 10 minus 7 supra 10 minus 7 supra 7 ori 10 plus 5 puncte puncte puncte. Domnul profesor, ia nu finalul acolo. I-au pus-o pe a treia. Aha, nu eu trebuia să... La finalul trebuia să fac. M-am pus să pun finalul, dar... 100 minus 97. Îl pune la aia, da. 100 minus 97.
trecut. A egal cu 1 plus 1 plus 3, se lângă 4 supra 1 plus 4. Minus 1 supra 1 plus 4. Plus 6 supra 4 plus 7. Minus 4 supra 4 plus 7.101 ori 97 și
egal cu 1 pe 4, pe lângă 1 minus 9 1 minus 1 plus 2. Deci 1 pe 4 pe lângă 1 minus 1 pe 100. 1 pe 100. Am zis că 1 pe 100. Da. Și o să avem 1 pe 4 pe lângă 100 pe 101. Adică? 4 pe 100 simplific, adică 25 plus 1. 100 pe 101 acolo. Așa, 100 pe 101. Vedem. Face 25 pe 101. Da. Ce să mai împărțim? 25 la 101. Deci partea fracțională a lui B e 0,24. 0,24, da? 0,24 e fracția, partea fracțională. Da, e 2,4, aproximativ. A, așa, aproximativ zice și mai atunci. Da, aproximativ, că e la doar 20 mai, da? Mm-hmm. Ei bine, haideți să vă vedem o dată ce a avut autorul. Să ne fac una comun pe trei. A vrut să vadă dacă noi știm să calculăm sumele astea prin frânt. Dacă ne mai amintim că anul trecut a fost făceam da. Deseori astfel de chestii. Deci, câtă vreme ei curg păstrând aceeași mărime tot timpul, înseamnă că asta vom visa să avem exact diferența sus, 3 sau respectiv 4. Și îndată am constatat că aici merge foarte frumos, este această sumă oscilantă plus minus, plus minus, da? Și să reduc termenile câte 2, în mod sigur că sunt cu plus și cu minus, că doar fiecare fracție a fost descoperită, descompusă într-un lucru și cu minus. Și atunci a rămas ăsta de aici la început cu plus, rămâne cel de la sfârșit cu minus. Asta este ideea. Bun. Acum, și pe urmă, după ce am calculat sumele acelea, să facem, să se vadă dacă știm ce înseamnă partea fracțională. Adică tot ce e dincolo de virgulă, de partea dreaptă, da? Asta. Repetăm, partea fracțională este numărul cuprins între 0 și 1, nu? Și spuneam și aseară că sunt chestii foarte interesante, foarte, foarte interesante, cu partea întreagă, da. Cu partea întreagă. Da. Am să... Da, hai să facem special la... Facem special la ca să terminăm cu tema și nu facem la urmă. Ne gândim la niște chestii frumoase cu partea întreagă. Tot mi-a rămas de seara minte. Ce aș vrea să lucrăm ceva cu partea întreagă. O să-ți placă foarte tare. Așa. Să... Vedem cum sunt celelalte exerciții. Citește tu o frică să le fac așa. Determinarea egal cu partea fracțională, partea întreaga al 1 pe 2 plus partea întreaga al 2 pe 2. Deci calculăm părți întregi, da? Deci calculăm. Deci este 4 2 de la pagina 19. 14. 2. 4 nu pot să fac înainte. De la 19, da? Care sună? Care sună așa. Determinați numerele. A mic egal cu. Determinați numerele. A mic. Egal cu. Partea întreagă al 1 pe 2. 1 pe 2. Plus partea întreagă al 2 pe 2. 2 pe 2. Plus partea întreagă al 3 pe 2. Plus. Și așa mai departe. Plus. Partea întreagă de 39 pe 2 plus partea întreagă de 40 pe 2. B mic egal cu partea întreagă de 1 pe 2 plus partea întreagă de 2 pe 2 plus partea întreagă de 3 pe 2 plus și așa mai departe plus partea întreagă de 98 pe 2 plus partea întreagă de 99 pe 2. Adică se vrea, dar se duce la 99 pe 2. Asta e la A.
le determinăm, le calculăm. Apendic. Deci, prima chestie de vreau să ne calculăm. Da. Și la apendic vor așa, fie N mai mare egal ca 1, mai mare mai mare egal ca 1. Da. Un număr natural. Da, ce părere e număr natural. Arătați că S egal cu, suma egal cu, partea întreagă al cu 2, partea întreagă al 2 pe 2, și așa mai departe, plus partea întreagă al n pe 2, este pătrat perfect. Egal pătrat perfect. Dacă și mai dacă, n este număr par. N egal par, da. Par. Perfect, să mai punem în... Partea întreaga lui 2 pe 2 e 1 și partea întreaga lui 3 pe 2 ar zice că e tot 1. Are dreptate. Are dreptate, dar să o rămâșească. Deci 1 plus 1 plus Mirna. Urmează 4 pe 2, după regulă. Ar fi? 19. Un pic, Mirna. Deci urmează partea întreaga lui 4 pe 2, care se găsește? 4 pe 2 e 2. 2. Deci vine 2. Plus 5 de care tot 2. Aha, deci cam din 2 ori. Da. Deci se repetă de 2 ori 1, de ori 2. Ca să vă observăm o regulă, bănesc, nu? Da. De așa. Da. Da. De 2 ori... Pot fi 3, cred. 3. Și așa mai departe. 3. Plus 4. Plus 4. Și mai departe pe multe puncte. Până unde mă duc, Mirna? Plus 19. 3 și 9 pe 2. La 39 pe 2? Ia să vedem cât este. 19 pe 20. Dar la 38 pe 2 cât este? Tot 19. Deci plus 2 de 19. Da, plus 19 plus 19. 19 plus 19. Și plus 20. Ca să fii la tăia la plus, da? A egal cu 2 plus... Deci, egal la aici. Mai strâns. Egal cu 2 plus 2 ori 2. Plus 2 ori 2. Plus 3 ori 2. Plus 2 ori 19. Plus 19 plus 20. Și egal mai departe. Și egal cu 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 10. 19 plus 2 ori 4. Și egal. Și egal cu... De la 1 până la 19, era 20, parcă ori 20 ori 19 pe 2, 190. Deci primul plus ultimul, 20, 19 ori pe 2. Cu 2 ori s-a simplificat de la numitoare, da. Că e 2 pe lângă, nu? Deci 20 ori 19. Face 20 ori 19. Plus 20. Plus 20. Spate un factor comun pe 20. Pe lângă 19 plus 1. Deci 20 la pătrat, nu? Da. Deci face 20 la a doua. Bun. Amic egal cu 20 la a doua. Deci amic egal cu 20 la a doua. Iată, amic egal cu 20 la a doua. Bun. Bine. Asta de la mine. La fel, sigur, la fel. Păi sigur merge așa. Da, și o să avem... Vedeți cum a spus la sfârșit partea întreaga lui 99 pe 2. Partea la fel, la fel. Așa, 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 49. 2 din 49. Da.
Plus? Nu. Nu, nu 2 pe 49. Dar aici? Da, da, 2 pe 49, da. E 49 aici? Da, da, da. Da? Plus 49, am dat pe 2 în factor comun. Și face... Și B egal cu 2 pe lângă 49 minus 1. Hai să bată ca să zic 2. 50. Primul plus ultimul 50. 49. Pe 2. Sufractori, simplificăm. Și B egal cu 50 o față. 50 o față. 50 o față. 86. Iată ce chestie. De asta trecut odată la perfect. 20 la pătrat. Fiindcă ne-am oprit cu suma la 20. Dacă ne opream la 100, la 100 ieșea și cred că de la ea de o parte. 50 la pătrat. Și dădem 50 la pătrat. A, deci acum vrea să... Asta e de tot la primit. Dacă nu e pătrat perfect, dacă e N nu e număr par, nu e. Sigur. Deci nu aș cumpa acest e la de... Nu, deocamdată observația de aici este de mare folos. Nu? Deci vreau să cred că asta mă va ajuta. Degeaba să fac punctul de luna care e pozea de A și B. Și, în exemplu, la A am avut varianta că e 40, deci par. Și s-a văzut cum s-a scos factor comun 20. Și pătratul perfect. Și pătratul perfect. Din cu acei s-au oprit 29 impar și nu am ieșit pătrat perfect. Din aceste două modele, exercițiul pare să fie adevărat. Dar noi trebuie să muncim mult, ne-am dăm așa să, da? Deci, spune, dacă și mai dacă el este pătrat perfect. Mergem, dacă el este pătrat perfect, el este par, da? El este par. Plecăm pe. El este egal cu 2 cap. Adică par. Da. Da? E egal cu 2 cap. Atunci, ies. Va arăta partea întreagă la 1 pe 2, 0, nu? Da. 0 plus 1. 2 pe lângă 1, plus 2 plus 1 de puncte, plus 2 plus plus n minus 1. Ultimul este n minus 1. Se zice vreuna? Când am avut 40, ultimul a fost de 2 ori 19. Adică de 2 ori, ăla e față, spui. Da? Dar o secundă. Nu chiar e minus. Nu chiar, exact. Este... El e 2K. Da? Da. Dacă el e 2K, s-a simplificat. Și în față este după ce se simplifică, cu unul mai puțin. Ca minus 1 trebuie să fie. Exact. Uite, 2 cu 2 se duce. Cum, dacă 2, ca, 2 cu 2 se duce și rămâne în... rămâne ca, ca, iar în față e ca minus 1. Deci aici plus cât, zicem, plus ca minus 1. Ca minus 1 și plus K. Care rămâne la față. Aici pare să ai înțeles de ce există. Nu mai de pute, ci și pentru toți prietenii noștri. Deci, N este 2K. Cum ar fi 40? Orice număr par. Până de la acolo, se simplifică cu 2. De acolo și rămâne. Partea întreagă în mână, întreg, e K. Aia de la sfârșit. În față sunt toți ceilalți mai mici. Adică mai mic decât ăsta. Care ar fi ca un sur. În fața lui 3 se află 2. În fața lui 1, ai înțeles? 2 se află 1. Tot așa în fața lui K se află ca un sur. Care e de două ori luat. Din cauza că scădea 2, scădea 2. Și acum, egal mai departe, spunem egal cu 2 deci 2, pe lângă K minus 1, minus 1. Știm cum să, primul plus ultimul, face suma asta. Nu era ultimul? Ca ori în afară, mă. E să ne afară. Și 20 ori mai sunt afară acolo. De două ori mai e ce este. Ia da, nu, eu nu mă refer la asta.
A, ca să vezi că este da. Sunt? Da. Sunt ca minus 1, pentru că se ridică. Drumul și a fost. Ca minus 1. Păi nu mai scaz, că trage de la 1 și până la el, de la 1 până la 3 sunt 3. De la 1 până la 7 sunt 7. Da, dar nu ce vrei. Numărul de termen. Da, ori. Deci, primul plus ultimul, 1 plus... 1 plus K minus 1. Minus 1, ori K minus 1. Ori K minus 1 termen, K minus 1, supra 2. Și plus, plus K. Plus K. Da, cu 2 se duce. 2 cu 2 se simplifică. Plus 1 minus 1 acolo. Aici plus 1 cu minus 1. Aș vede K pentru K minus 1. K pentru lângă K minus 1. Plus K. Plus K. Dați egalia. Și o scot pe K un factor comun. K pe lângă. K pe lângă. K minus 1. K minus 1 plus 1. Și eu scot K minus 1. Și face K la lăsă. Perfect. Perfect. Terminat de aici. Deci pentru ea egal par. Pentru el egal par, îi se mai trebuie perfect. Bun. Și cu asta am arătat că ieșirea e corect așa. Dacă el e, dacă nu-i par, nu este pentru perfect. Dacă el este 2 ca minus 1 sau 2 ca plus 1. Clar, nu mai este că am văzut la B. Am văzut la B și în calculul care îl facem aici, nu mai putem să facem factorul comun pe K. Exact. Cum e 50 și 49, nu. Așa. Da. Deci cum mai merge? Deci pentru e egal cu 2K, dar mă înțeles că e pătrat perfect. Și asta e tot. Asta e știu, da. La început părea că e dificil. Dar când coborâm în exercițiu și când ne citim cu atenție și tot ne uităm și totdeauna trebuie să ții minte că experiența de la punctul A trebuie folosită la punctul B. Dreptul la B este o generalizare, o chestie care se bazează pe observații făcute sus, în punctul A. Normal. Deci, nu degeaba te-a introdus în problemă cu punctul A, A, B, C, da, și totul se leagă acolo. Bun. Altceva? La tema terminat, ca trebuie să lucrăm noi, așa. Așa, bun. Ia să... Sergiu, da? Sergiu, da? Deci, pe urmă, să zicem că avem de rezolvat următoarea ecuației. Ecuații, da? Ecuații cu partea în dreapta. Să zicem așa, partea întreagă a lui X egală cu 7. Cine este egal X? Egal cu tine. Da, egal cu 7. X-ul cu cine că se este egal? Cu 7... X-ul, partea întreagă. Să luăm 7. X-ul cine este cu adițele astea? Este 7, bun. 7 este soluție. Nu am discuție altceva. 7, ceva? 7,1, 7,2, X poate să fie 7,3. Da, 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 da. 7,4. Până unde mă duc? Până la 7,99. 7. Deci, de aici rezultă că X-ul aparține intervalul închis. Da, intervalul închis. 7 până la 8. Așa spune. De la 7 până la 8. Deschis. Fără să leagă 8. Că este 7,99. Eu sunt 7,99, 99 și nu știu ce și nu știu cum. Și... Deci, până asta, vreau să zic, interval deschis. Fără el. Adică, X-ul dintre
Am văzut X-ul, este cuprins între 7 și 8, fără să ia pe 8. Asta e traducerea faptului că X este intervalul închis 7, deschis 8. Dar dacă îți spun, se rezolvă ecuația X plus 3, partea întreagă cu X plus 3 egal cu 5. X plus 3. Deci asta se traduce, cum ați mai spus tu, că X plus 3 este cuprins între 5, nu? Și 6. Faptul că face 5, deci este unul între 3 și 6. Și acum scădem din ambii membri un 3, minus un 3, și este echivalent cu scrierea 2, nu așa? Mai mic 3 decât 3. Deci X-ul e între 2 și 3. Așa rezolvăm ecuații. De ce se împarte întreagă? Să mergem mai departe. Dacă o să avem de rezolvat ecuația X plus 5 supra 3 egal cu 4. Este echivalent, va spune că X plus 5 supra 3 poate fi la 4 sau 5? De la 4 până la 5. Echivalent. Scădem un... secundă. Hai să iei un numitor, că am intrat în inegalități astea la care facem alegal și la același numitor. Da. Peste tot. Adică aici o să spunem... da? 12 supra 3. Mai mic, și alinăm și numitorul. Da. Deci 12 mai mic egal decât... decât 15, mai mic decât 15. Mai mic decât 15. Facem minus 5. Scădem un 5 peste tot. Da, și avem 8 mai mic egal decât 5, mai mic egal decât 10. 8 mai mic egal decât 10, mai mic decât 10. Asta e soluția. X între 8 și 10, da? Interesant, nu? Începe să fie chiar plăcut. Hai să mai mai facem încă. Partea întreaga lui 3x plus 7 supra 2 egal cu 2. Partea întreaga lui 3x plus 7 pe 2 egal cu 2. 2 mai mic egal... echivalent. 2 mai mic egal decât 3x plus 7 supra 2 și mai mic decât 3. Și mai mic decât... amplificăm 2 cu 2. 2 și 3 cu 2 și avem 4 mai mic egal decât 3x plus 7 mai mic decât 6. Scădem... avem mai mic strict decât 7. 7. Echivalent. Scădem 7. Sigur că scădem 7 peste tot. Și avem minus 3. Minus 3. Mai mic egal decât 3x. Și mai mic decât minus 1. Mai mic decât... 6 minus 3? 6 minus 7, nu? Da, am scăzut pe cine? Pe 7. Da, minus 1. Corect. Și acum împărțim totul prin 3. Da? Împărțim totul prin 3. Și minus 3 pe 3, minus 1, nu? Da. Minus 1 mai mic egal decât x, mai mic 3 decât minus 1 pe 3. Și am rezolvat. Adică X aparține, altfel spus, X aparține intervalului, să traduce asta aici, de la minus 1 la minus 1 pe 3 deschis. Da? Minus 1 închis la minus 1 pe 3 deschis. Mai încercăm unul. Aici, ca să... deci partea întreaga lui 2X minus 5 supra 3 egal cu x pe 2. Păi, când a fost,
a fost un număr cunoscut, dar tot cu x e complicat. X pe 2 e mic egal decât 2x mai. A, tu vrei să speri x pe 2, dar trebuia să fii în trebuie asta. Deci x pe 2 trebuie să fie număr întreg. Asta înseamnă că x-ul trebuie să fie par. Împărțirea 2 să se parte exact, nu? Că n-are voie. Deci, totdeauna, aici am avut până acum numai numere întregi. Deci, asta trebuie să aparține lui x foarte important. X pe 2 trebuie să fie număr întreg. Adică x de aici. X. X egal cu 2 par. Adică par. Par, nu? Ceea ce înseamnă că transcriu toată ecuația, mă duc și oriunde văd x, punct 2 par. Deci, acum o să arăt. 2 2. 2 ori 2. 2 ori 2 ca. Da. Deci, 2 ori 2 ca. 2 ca. 2 ca. Minus 5, totul pe 3. Da, de eu trec am minus 5. O transcriu, Irma. A, dar nu facem ecuația aia. Adică nu traducem mai. Da. Dar eu vreau să o traduc și să nu mai fie aici... X, fie X. Da. Da. O să scriu, pentru că egal de X pun peste tot 2K. Egală cu... 2K pe 2. Partea întreagă, nu? Partea întreagă, egal cu 2, capul 2, egal cu capa. Virgulă, ca din Z. Important. Echivalent. 4 ca minus 5, să traducem, da? 4 ca minus 5 supra 3. Egal cu ca, eu am scris-o încă o dată și acum tu spuneai că asta se traduce în felul următor, K. K mai mic decât 4K minus 5 de 3. Mai mic decât K plus 1. Mai mic decât K plus 1. Da. Strict decât K plus 1. Și... Și acum cu 3 mic de aici, de aici. Da. Să avem 3K mai mic decât 4K minus 5. Da. Mai mic decât 3K. 4K minus 5. Mai mic, decât 3K plus 3. 3K plus 3. Scădem 3, scădem, nu, adunăm 5. Adunăm 5 peste tot, deci echivalent. 3K plus 5 mai mic decât 4K. 3K plus 5 mai mic decât 4K. 4K, da? Da. 4K. Mai mic decât 3K plus 8. 3K plus 8. Cădem 3K. Cădem de peste tot 3K. Da. Să avem 5 mai mic decât K, mai mic decât 8. 5 mai mic egal decât K. Mai mic decât 8. Cu K faculte Z. Ți-amintești? Și care sunt toți întregii de la 5 până la 8? 6, 5, 6, 7. Deci K egal cu K aparțin mulțimii valorilor. Care? 5, 6, 7. 5, 6, 7. 6, da. Dacă de K știu, știu și X-ul. Corect. Deci atunci atunci X. X poate fi 10. 12, 12 și 14. X aparține mulțimii valori. 10, 12 și 14. De curiozitate, hai să vedem dacă se ascund soluțiile. Ne ducem în ecuația de la început și în loc de X punem 10, 12 și 14. 20 minus 5, 15, 12 pe 3, 5. 10 pe 2 e 5. Deci, corect. 5 pe 12 pe 2, 24, minus 5, 19 pe 3. Partea întreagă la 19 pe 3 e 6. 6, da?
Și 12 pe 2 e tot 6. Și corect, partea întreagă a lui este 6. 28 minus 5 e 23. Partea întreagă 23 împărțit la 3. 21 împărțit la 3. 9. 9, 3, 27. Da, deci 9. Și acolo e 14 împărțit la 2. E 7. Însă că greșeam, nu? Deci, de bani la calculabil. Hai, ne-am greșeam. Da. 28 minus 5, 23. A, 23. Da. Împărțit la 3. 3, 7. 7, 3, 21. 7, 3, 21. Da. 7. Și partea întreagă de aici, 7. 7. Deci, sunt corecte soluțiile chestii. Vezi, încă o dată, eu cred că a fost destul de clar. Când am pus la început un număr întreg aici, treaba a fost foarte simplă. Când am pus X aici, s-a complicat un pic. Acum să avansăm și dacă spun așa, partea întreagă a lui 2X minus 5 supra 3, supra 3 și egal cu X plus 1 supra 2, egal cu X plus 1 supra 2. A fost din 10, nu? Păi, nu, tu traduci ce de raționamentul. În partea din stânga numai e din 10. Da, și... Și e ca altă să fie din 10. Da. Dar partea întreagă numai numai din 3. Adică obligăm și acum, asta încep, ca asta să fie din 10. Când X plus 1 pe 2 e din 10? Când X plus 1 e par. X plus 1 egal cu 2 par. 2 par. Deci asta e din 0, dacă și nu mai dacă, x plus 1 e la 2k. Deci e la 2k minus 1. Cu k, sigur, k din 0, da? Da. Precizăm asta. Și deci îți spate că x egal cu 2k minus 1. X egal cu 2k minus 1. Și transcriem ecuația de la început numai în k. 4k minus 2. 4, da, minus 2, minus 5, minus 5, totul supra 3, cu partea asta nu treacă, minus 1 plus 1 pe 2, face 2K minus 1 plus 1 pe 2, face K în final, da. Egal cu K, da? Da. Și asta se traduce echivalent. Deci K mai mic egal decât K mai mic egal decât 4K minus 7 pe 3 mai mic decât K plus 1. Amplificăm cu 3, cu 3 și echivalent 3K mai mic egal decât 4K minus 7 3K mai mic egal decât 4K minus 7 minus 7 și mai mic decât 3K plus 3 scădem, adunăm 7 și scădem 3K. Așa. Și o să avem 0. 0. Mai mic egal decât K. Vedeți că adunăm pe 7 și scădem pe 3K. Mm-hmm. Dacă adunăm pe 7, peste adunăm... 7 atunci ar fi aici. Da. Pe 3K. Da, 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 7. Pe 7. Mai mic egal decât K. Da. Mai mic decât 10. Decât 13 cu 7, 10. Și o să avem că... Un cau din Z. Da, un cau din Z. Aparține lui Z. Poate că o să fie 7, 8, 9. Cam aparține în ultima vână, toți întregi, de la 7 cu 7, 8 și 9. Și poate fie 14, 13 și 8. Pentru că dacă cau e 7, e 8. E 2K minus 1, deci X poate să fie 13. Deci X aparține din mulțimile valorilor. 13, 15, 17. 13, 15, 15, 15 17. 15 și 17. Asta am văzut ecuația de mai sus, da? Vedeți, putem complica lucrurile de la o etapă la alta. Ele devin din ce în ce mai interesante. Cum am făcut cu X plus 1, acum merg cu 3X plus 2 sau, știu eu, supra 7
Și există și sucuri frumoase, care sunt niște soluții interesante. Da. Am ținut să-ți arăt, și chestia asta, pentru că aceste ecuații sunt tot deosebit interesante, pentru că tot timpul urmărim ca pe cameră să-l prindem de două valori, nu? Așa cu ce ghișiți în aproape, să prindem între două valori și îndată să putem afla valorile ca, fiind din Z, știm, ne întoarcem la substituția făcută și la puncte X, nu? Că sunt toate valorile acelea. Da. Și acum, haideți să... Mai facem atât de tot în geometrie. Trecem și la geometrie. 46. 46 e foarte bine. Oprim? Oprim. Fișierul.